Sâmbătă, la primele ore ale dimineții, un bărbat din comuna Rucăr și-a găsit fiul de 44 de ani, atârnând în ștreang într-o anexă a gospodăriei. A apelat imediat serviciul de urgență 112, iar la fața locului s-au deplasat un echipaj al poliției rurale, cât și un echipaj al ambulanței. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru sinucigași decât să declare decesul. Polițiștii câmpulungeni care s-au deplasat la fața locului pentru a încheta acest caz spun că nu sunt suspiciuni în ceea ce privește cauza morții, trupul neînsuflețit al bărbatului prezentând indicii clare de suicid. Acesta avea doi copii, o fată de 21 de ani și un băiat de 18 ani. Bărbatul nu a lăsat în urmă niciun bilet de adio prin care să-și motiveze cumva gestul sinucigaș. Însă, cel mai probabil, boala psihică l-a împins la sinucidere, deși bărbatul n-a lăsat niciodată impresia că ar vrea să-și pună capăt zilelor.